Și dacă știți și simțiți că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat și în viața dumneavoastră într-un fel sau altul, printr-o modalitate sau alta în viața dumneavoastră în această săptămână, vă invit să venim în rugăciune și să-i spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea ta. Îți mulțumesc pentru că mă iubești atât de mult. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și tot ce îmi dai. Și te rog, ajută-mă ca și eu să te iubesc. Și eu să iubesc pe cei din jurul meu, așa cum tu mă iubești pe mine. Amin. Haideți, așa cum stăm fiecare dintre noi, să plecăm capul și să venim în rugăciune înaintea Domnului pentru câteva momente. Așa cum sunt la tine, putere n-am, tărit mă închin, mă spală-n sângele divin. Cred că fiecare dintre noi, ca și copil al lui Dumnezeu, ne-am stabilit niște priorități înaintea Domnului, nu ale noastre. Ale noastre cu privire la credință, la slujirea în Domnul, și știm că ne-am făcut și planul sau am cerut lucrări care să fie după voia lui Dumnezeu și implicare, puterii de implicare. Eu le-am cerut pe toate acestea. Nu mai vreau să cer nimic pentru mine. Eu știu că Dumnezeu se îngrijește. Și am văzut prin ochii credinței cum Dumnezeu s-a îngrijit. Am făcut mărturisire și pe grup și miercuri. Prin încercarea aceasta prin care a trecut a fost un moment foarte dificil pentru mine. Dar, și zic dar, Dumnezeu a făcut diferența. Am avut harul și descoperirea de la Dumnezeu să văd în jurul meu persoane care s-au rugat și se rugau pentru mine. Și m-am trezit că le mulțumeam pe nume. Ce vrei mai mult de atâta, omule? Ce vrei când Dumnezeu te asigură că ești în dragostea Lui? Când Dumnezeu te asigură că nu ești singur? Când Dumnezeu ți arată și îți trimite ajutor prin copiii Săi? Ce vrei mai mult de atâta? El în persoană s-a plecat asupra noastră. Ca și familii crești și pe noastră, care a se cuprins încercări. El a fost Cel care a făcut diferența. Diavolul probabil că ne vroia peria, dar el n-a vrut. Și să ne întoarcem la cuvânt. Încercarea aceasta m-a făcut să văd mai bine și să înțeleg mai bine care este voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Și dacă aș putea numi așa pocăința pocăiților. Amin. Nu degeaba ne zice cuvântul: pregătiți-vă.
pe gheață. Oare nu cui se adresează toate acestea? Nu nouă? Nu se adresează celor din lume și celor care resping nouă, celor atinși de Duhul Sfânt și conștienți că de unde ne-a scos Dumnezeu pe fiecare în parte. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu că ne spune Domnul trecea prin cetate, printr-o cetate, Ierihon. Și până aici nimic nou, că Domnul a trecut și cât a fost pe pământ, a trecut în enumărate cetăți. Dar aici vedem că era un om bogat și vedem că era mai mare vamișilor. Și probabil că omul acesta era și foarte bogat, că zice era bogat, prin faptul că el era mai mare vameșilor și știm că și în zilele noastre. Dar atunci vameșii erau sub stăpânirea romană și trebuia să ia pentru imperiu acea taxă și îți scoteau și ei, măcar jumate, să nu zic 200%. 100 pentru imperiu, 100 pentru ei. Că altfel erau pentru o vreme și lumea se gândea la pungă. Omul acesta avea tot ce își dorea. Dar a auzit că Iisus trecea prin cetate. Și dacă el era mic de statură, cuvântul ne spune că s-a suit într-un dud. Vedem să luăm aminte. Duhul Sfânt l-a îndrumat să vadă. Domnul Iisus știa că avea să-l întâlnească. Și eu cred că dacă aș fi trecut eu, n-aș fi văzut pe omul acela în pom. Dar Domnul, să luăm aminte, s-a oprit în dreptul pomului și a zis, Zahe, dă-te jos. De grabă că ceasă trebuie să rămân în casa ta. Dacă am fi auzit aceste cuvinte, noi poate nu ne-am urcat în pom. Eu m-am urcat pe blocuri. M-am urcat și în copaci înalți. Și vreau să văd pe Dumnezeu, mă urcam pe munte, Doamne, cât de sus ești Tu. Și într-o zi Dumnezeu a avut milă de mine și m-a chemat pe nume. Și Dumnezeu, înainte de a mă chema pe nume, mi-a deschis urechile. Aia e partea cea mai importantă, ca Dumnezeu să-ți deschidă urechile, să-ți limpezească privirile și să-ți moaie inima de piatră. Problema este la inimă. Facă ca Dumnezeu să cerceteze inima noastră. Și dacă este ceva necurat sau murdar și nu, care nu este după voia Domnului, să rugăm frumos să intre, să măture tot ce este murdar și străin și acolo să locuiască El cu toată plinătatea Lui. În fiecare inimă și mă rog în dimineața aceasta. Cel mai mare lucru pentru și cel mai greu pentru un om, chiar și pentru pocăiți, este să ne coborâm. Înțelegeți cuvântul acesta, să ne coborâm? Să ne coborâm de unde ne-am cocoțat prin propriile puteri. Dacă nu, Dumnezeu o să ne trântească la pământ și atunci cu siguranță îl vom căuta cu ardoare, cu înflăcărare. Când Zaheu s-a coborât, în el s-a produs acea schimbare, acea cercetare. Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea. A fost acuzat Domnul Iisus Hristos, vedem în cuvânt, că s-a dus la un păcătos. Dar Domnului nu era rușine să stea cu păcătoși și cu vame și cu păcătoși și cu iertecă. Și erau multe întâmplări. Nu i-a fost rușine. El a venit pentru păcătoși. El a fost făcut păcat pentru noi. A luat asupra lui vina noastră, tuturor păcatele noastre și a fost răstignit pe cruce. Dar el nu a fost un om păcătos, el a fost curat. Domnul Iisus, ăsta a fost țelul lui pentru păcătoși. Să-i întoarcă cu fața către Dumnezeu, să ne arate și nouă cuvântul Său, viața Sa, pentru că El este exemplu suprem în viețile noastre. Noi nu mai trebuie să avem alți Dumnezei în afară de Cel viu și adevărat și pe Domnul Iisus Hristos și Sfântul Duh. Noi nu trebuie să mai venerăm un sfânt.
Știu viața Sfinților, sunt vreo 300 trecuți. Am citit-o la fiecare în parte și când e câte un sfânt, așa mă călăuzește Dumnezeu și mă înflăcărează să stânesc oameni la discuții și credeți-mă că nu știu. Doar că e sfânt. Dar de ce e sfânt? Din voia lui, el a umblat cu Dumnezeu. Zice, la sfârșitul fiecărei povestiri sau istorisiri despre persoana respectivă, a trăit și a murit într-un Hristos. Așa se încheie, fraților. Să ne facă Domnul vrenic și pe noi de lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu poate să lucreze în sufletul tău. De exemplu, eu vin și un frate îmi spune, vezi că viața ta, vezi că nu știu ce, ai ceva care e așa, și eu caut scuze pentru păcatul meu. Să știți că atunci nu poate lucra Dumnezeu, pentru că eu nu-i deschid inima. Mă înțelegeți? Momentul în care tu îți deschizi inima și ești conștient că Duhul Sfânt lucrează și te vrea cu ardoare pentru Dumnezeu, credeți-mă că spică orice mahramă de pe față, orice rușine, orice îndoieli, orice temeri și vrei cât mai mult să trăiești în prezența Domnului. Dar dacă nu, înseamnă că nu ai o pocăință desăvârșită. Dragostea lui Dumnezeu șterge tot ce este păcătos în noi și face din noi sfinți și fără de prihană. Eu stau și mă gândesc, Doamne, ce ai văzut tu mine, mă numesc neprihănit, așa m-ai văzut prin ochii Domnului Iisus Hristos, dar viața mea nu arată așa, Doamne. Așa mă vede Dumnezeu și așa ne vede pe toți. Slăbit să fie Domnul pentru aceasta. Zaheu a rămas și cred credincios lui Dumnezeu în totalitate. Că nu are cum, odată ce s-a produs schimbarea, nu avea cum. Dar înainte de toate vreau să vă supun atenției dumneavoastră gândurile lui Zaheu. E clar că el a fost copleșit de pocăință. A fost copleșit că se afla în prezența lui Dumnezeu și a fost copleșit că Iisus Hristos știa viața lui. Și să vedeți adevărata pocăință. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă a năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În poporul, și știm bine cu toți, în poporul evreu, în Leviticul, de acolo cred că s-a inspirat. El știa cuvântul. Mi-am adus aminte că acolo în Levitic era scris, dacă ai luat o oaie, trebuie să dai 4 înapoi. Deci probabil, nu frate păstor, că de acolo avea inspirat. El cunoștea cuvântul. Și vedem că și el este un fiu al lui Avram. Deci când te cheamă Domnul pe nume și te caută și bate la ușa ta, tu să nu întorci spatele, ci să-i deschizi ușa aceea, ca el să-și facă lucrarea. Și mă rog, ca la toți de aici prezenți și în familie noastră, să bată Dumnezeu cât mai des. Să bată și să vină cu Sfânta sa prezență, să ne întoarcă cu fața către El și pe noi, că avem nevoie. Avem nevoie că noi vrem să fim cu Domnul în veșnicie. Și sunt sigur și convins că nu prin puterile noastre, tot El este Cel care ne ajută. Dar noi să ne smerim, să ne pocăim. Vedem aici un model de pocăință. Cred că este cel mai mare model de pocăință pentru noi. De el s-a coborât și nu i-a fost rușine și probabil că lumea l-a arătat, nu scrie în cuvânt, l-a arătat cu degetul. Și probabil că el nu s-a comportat precum acel fariseu, Doamne, când striga în templu și se ruga. El s-a dus smerit la adunare, la biserică și s-a prostenut în fața lui Dumnezeu. El nu a venit să zică, Doamne, am făcut cu tare și cu tare, eu m-am coborât, nu. El a slujit pe Domnul. V-am spus să venim cu mulțumire și cu rugăminte înaintea Domnului, că la început de an este bine pentru inimile noastre, că atunci când Duhul Sfânt ne cercetează, cum l-a cercetat și pe Zaheu,
să venim la Domnul și să, așa cum suntem în momentul acela. Să știți că pe mine, că m-a cuprins boala, aveam vreo 3 lucruri care nu erau după voia Domnului. Și eu credeam că sunt bune. Credeam că sunt bune. Și Dumnezeu mi-a schimbat prioritățile. Încă o dată. Și aici mi-aduce aminte un cuvânt. Dumnezeu are îndelungă răbdare. Smerenia merge înaintea înălțării. Dumnezeu ne-a ridicat. Noi fizic trăim în lumea aceasta, înțelegeți? Dar noi nu mai aparținem lumea acestea. În noi este acea fire dumnezeiască care tânjește după locurile cerești. Și Domnul va rămâne credincios cuvântului Său. Și noi să rămânem credincios Domnului. Cui vrem să slujim anul acesta sau de acum înainte, cui vrem să slujim? Eu am răspuns în dreptul meu. Fiecare să răspundă și să ceară Domnului călăuzire. Să trăim în adevăr și nu în întuneric. Domnul să ne ajute la aceasta. Vedem tot mai mult frații ai noștri care intră în contră pe internet, pe YouTube, referitor la pandemia aceasta. Nu este treaba noastră, fraților, să ne dăm noi cu părerile. Este bine să ne informăm, dar nu este bine, am găsit comentarii la anumiți frați care au stat și au întins mâna aici, la pâine, la cină. Și credeți-mă că nu erau cuvinte de pocăit în comentarii. Domnul să ne ajute să avem acea pocăință care o dorește El. Zi de zi și clipă de clipă. Să ne ridicăm deci pe picioare și să-i mulțumim Domnului pentru tot binele care l-a făcut și în continuare să ne cerceteze, pentru că cercetarea Lui ne face foarte bine. Amin. 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 Te rog, Doamne. Amin. 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 Slăvit să fii în vecii vecilor, Doamne. Amin. Mulțumim, Doamne. Mărire ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Și te rugăm, Doamne, să ne conștientizezi Tu, Doamne. Amin. 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 Amin, așa te rog și eu, Doamne. Amin. 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 Așa te rog și eu, Doamne. Amin. 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 În vecii vecilor. Amin.
Amin. Amin. Așa te rog, Doamne. Amin. Da, Doamne, fie-ți milă și îndurare și de ei, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Slavă ție, Doamne. Mărire ție, Doamne. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Te rog, Doamne. Amin. Amin. Te rog, Doamne. Amin. Amin. Așa te rog, Doamne. Amin. Amin. Așa cum stăm pe picioare să cântăm o cântare și după aceea împreună cu surorile vom continua rugăciunea. Așa cum sunt, tu mă primești, păcatul nici nu-mi amintești, crezând de plin mă mântuiești, o minule, Mărie ție, Doamne. Aleluia. Amin. Amin. Da, Doamne. Așa te rog, Doamne, să faci tu, Doamne, lucrarea aceasta. Amin. Mărire ție, Doamne. Așa te rog, Doamne. Amin.
Ajută-ne, Doamne! Amin! Te rog, Doamne! Amin! Amin! Spre slava Ta, Doamne! Amin! Amin! Te rog, Doamne! Da, Doamne, că Tu ești lumina noastră, Doamne, și pe Tine Te slăbim, Doamne! Amin! Amin. 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 În vecii vecilor. Mulțumim, Doamne. Amin, așa te rog, Doamne. Amin. 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 Mulțumim, Doamne. Amin. Da, Doamne, Tată, vin și eu înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumesc pentru această nouă zi de viață. Îți mulțumim, Doamne, că am văzut lumina zilei și îți mulțumim, Doamne, că am văzut lumina Ta, Doamne, călăuzirea Ta și tot ce ai făcut pentru noi și în dreptul nostru, Doamne. Suntem recunoscători, în mod special pentru jertfa de la Golgota, Doamne Iisuse, că Tu ai luat asupra Ta toate păcatele noastre și le-ai purtat, Doamne Dumnezeule, pe lemnul crucii, Doamne, acolo, răstignit între cer și pământ. Tu ai fost puntea de legătură între noi și Dumnezeu. Tu ești Cel care, Doamne, ne-ai întors cu fața către Tatăl și ai venit, Doamne, să suferi, să fii bajocorit, schingiuit și omorât pentru noi și ne-ai scutit, Doamne. Tu ne vei trece de la moarte la viață. Rămâne încredincioși cuvântului Tău și promisiunilor Tale și să ne înflăcărezi inimile, Doamne, să trăim în adevăr, să trăim în cunoaștere deplină. Doamne, și să ne luminezi cu Sfânta Ta prezență. Suntem oameni, Doamne, și avem nevoie de Tine, mai ales în vremurile acestea mai mult ca niciodată. Avem nevoie, Doamne, să discernim ce este bine și ce este rău. De aceea Te rog să ne faci parte de călăuzirea Sfântului Tău Duh și să nu ne lași, Doamne, Dumnezeule, cum nu ne-ai lăsat până acum și îți mulțumim. Te rog, Doamne, Dumnezeule, să primești lauda, cinstea și închinarea pentru că Tu l-ai ridicat pe fratele Vlad și l-ai adus în mijlocul nostru și aceasta este o îmbărbătare, o înflăcărare tot mai aprinsă, că Tu ne asculți, Doamne, și lucrezi mai mult decât putem noi și cerem noi. Pentru că Tu ne iubești, Doamne, suntem ai Tăi și știm că nimic și nimeni nu ne va smulge din mâna Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și pentru familiile noastre. Îți mulțumim pentru cercetarea care are loc asupra lor. Și Te rog în mod special, Doamne, pentru fiul fratelui Vale, Timotei. Știi că este în biserică acum, Doamne.
Fă-L, Doamne, ca cuvântul Tău să-i străpungă inima, să-i spargă bariele, să-i dea mărama de pe față. Fă-L, Doamne, un om nou, un om nou, Doamne, așa cum Ți-au cerut și părinții și cu rudele și cunoscuții, întoarce-L cu fața către Tine și fă-L, Doamne, o bucurie pentru familie, o bucurie pentru Tine și un slujitor. Încredințat că Tu ne asculți și ne vei asculta în continuare, noi îți mulțumim și Te rugăm în continuare să ne păzești de tot ce este rău. În numele Domnului Iisus Hristos am cerut lucrul acesta și m-am rugat. Amin. Și acum împreună cu toții să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Luați loc. Domnul Iisus să fie binecuvântat în inimile noastre în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să încercăm să învățăm o cântare nouă, am mai cântat-o, dar nu știu dacă am cântat-o împreună. Aș vrea în această dimineață să încercăm împreună. Este o cântare care este o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune a unui om care spune, Doamne, vreau ca eu să fiu pe locul doi. Vreau ca mândria mea să fie pusă la picioarele Tale și Tu să Te vezi prin ceea ce eu fac. Prin faptele mele, prin vorbele și acțiunile mele, Tu să Te vezi. Doamne, ajută-ne să avem această rugăciune, ca Domnul Iisus, El să se vadă prin viața noastră întotdeauna. Amin. Să Te vezi doar Tu, să Te vezi doar Tu. Haideți să încercăm cu toți. Să Te vezi doar Tu, să Te vezi doar Tu, depărtează-mi Tu mândria ca să Te vezi doar Tu. Când slujesc înaintea Ta, să Te vezi doar Tu. Tu pătrunde-mi inima, să Te vezi doar Tu. Să Te vezi doar Tu. Să Te vezi doar Tu. Mândria ca să Te vezi doar Tu. Când nelegiuirea mea stă înaintea Ta, cu al Tău cărbune aprins, atinge gura mea. Să Te vezi doar Tu, să Te vezi doar Tu, depărtează-mi Tu mândria ca să Te vezi doar Tu. Hai.
te vezi doar tu, să te vezi doar tu, depărtează-mi tu mândria ca să te vezi doar tu, să te vezi doar tu, să te vezi doar tu, depărtează-mi tu mândria ca să te vezi doar tu. Amin. Doamne, ajută-ne ca prin ceea ce facem tu să te vezi. Amin. Amin. Găsim cuvinte de încurajare în Psalmul 91, unde psalmistul spune: o mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio orgie nu te va ajunge, nici o nenorocire nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Amin. Doamne, Tu ești bucuria mea, Doamne, Tu ești izbăvirea mea, cuvântul Tău e o lumină pe calea mea. Îmi pun nădejdea în Dumnezeu, numai Tu ești ajutorul meu, ești mântuirea, ești adăpostul, ești Domnul meu. Să cadă în jurul meu, eu nu mă tine, o Domnul meu, toată viața îmi pună deștea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea, de orice rău mă protește doar mâna Ta. Când sunt căzut, Tu mă întărești, când sunt pierdut, nu mă părăsești, numai în Tine nădăjduiește inima mea. Aripa Ta mă va ocroti, de orice rău mă va izbăvi, căci Tu ești în toate, ești ocrotirea, ești stânca mea. O mie să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu, toată viața îmi pună deștea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea, de orice rău mă protește doar mâna Ta. Mie să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu, toată viața îmi pună deștea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea, de orice rău mă ocrotește doar mâna Ta. Psalmul 20 este un psalm de încurajare și un psalm prin care suntem binecuvântați. Și cuvântul Domnului spune așa: să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să-ți primească arderile de tot.
să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta, vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Amin. Domnul să te asculte în ziua grea și necaz, să te ocrotească numele Lui, să-ți trimită ajutor în sfântul locaș și să te sprijinească din Sion. Tot ce inima-ți dorește El să-ți dea, toate planurile care fie voia Sa. Noi de biruința Ta atunci ne-am bucura, steagul numelui Domnului vom flutura. Unii se rugă în care alții lor, dar noi pe numele Lui ne vizuim. Eu se grăbina și la ce mai dar noi ne vom ridica și în picioare noi vom rămânea. Domnul să te asculte ziua grea și necaz, să te ocrotească numele Lui, să-ți trimită ajutor din sfântul locaș și să te sprijinească din Sion. Tot ce inima-ți dorește e să-ți dea, toate planurile tale fie voia Sa. Noi de biruința Ta atunci ne-am bucura, steagul numelui Domnului vom flutura. Unii se încrede în care alții în caii lor, dar noi pe numele Lui ne vizuim. El se grăbina și ca chiar ce mai se îndoiesc, dar noi ne vom ridica și în picioare noi vom rămâne. Domnul să te asculte în ziua grea și necaz, să te ocrotească numele Lui, să-ți trimită ajutor din sfântul locaș și să te sprijinească din Sion. Tot ce inima florește e să-ți dea, toate planurile tale fie voia Sa. Ne-am bucura, steagul numelui Domnului vom flutura. Pacea Domnului! Mă bucur foarte, foarte mult că o perioadă mai lungă de timp sunt împreună cu dumneavoastră și mulțumesc Domnului pentru harul său foarte mare. A fost o perioadă mai grea, dar o perioadă în care v-am simțit aproape. O perioadă în care am simțit pe Dumnezeu aproape foarte, foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru rugăciunile fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că au fost momente în care le-am simțit. Și nu rar, adică aproape în fiecare zi cât am fost în spital, am simțit puterea rugăciunilor noastre. Vreau să împărtășesc dumneavoastră câteva lucruri care le-am învățat în perioada asta și toată perioada asta m-a rugat Domnului să
să nu uit niciodată lecția prin care am trecut. M-am rugat de multe ori și sunt convins că fiecare dintre noastră v-ați rugat și vă rugați să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Nu m-am așteptat niciodată ca Dumnezeu să mă treacă pe aici ca să-L pot iubi mai mult. De obicei ne așteptăm să fie lucruri faine în viața noastră, să fie frumos, să fie bine. Și atunci să-L binecuvântăm pe Dumnezeu: Doamne, ce mare ești și îți mulțumesc că ai grijă de mine și că mă iubești. Dar Dumnezeu iubește și ne iubește fiecare dintre noi în mod diferit și vorbește personal. Iar El, în dreptul meu, a hotărât să trec pe aici. Mi-aduc aminte pe trei, unul dintre frații, nu știu dacă Paul, spunea: Doamne, îți mulțumim, în casa noastră n-am avut probleme. Și îți mulțumim că n-a fost nimeni cu probleme. Eu azi vin aici și vă spun: Doamne, îți mulțumesc că au fost probleme, Doamne. Au fost probleme și doar așa trebuie să trec pe aici și să fiu mai puternic. Și după ce trec pe aici, să îmi dau seama că te iubesc mai mult. Și îmi dau seama că mă iubești mai mult. Acum, așa s-au întâmplat lucrurile. Se spune că dacă ai organismul puternic, treci. Am trecut cu ajutorul Domnului. A fost un context de împrejurări. N-am putut să comunic foarte mult. Am vorbit și cu fratele Vali, cu frații, legat de ce s-a întâmplat. Situația n-a fost din punct de vedere medical atât de gravă, dar suficient cât să-mi învăț lecțiile pe acolo. Dacă ar fi să împărtășesc dumneavoastră ce am învățat și din experiență, vă spun, în primul rând, în decembrie, eu m-am rugat foarte mult pentru mama mea să nu ia virusul ăsta, pentru că ea este foarte expusă, diabetică, foarte, foarte mult m-am rugat. Și fiind la Câmpina, prima lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu foarte mare a fost că ne-a trimis un semnal prin care cineva dintre cunoștințele noastre e pozitiv. Și în secunda 1 am luat-o pe mama și am dus-o din Câmpina, am luat-o la București. Cum a lucrat Dumnezeu aici? Persoana respectivă a fost fals pozitivă. Se întâmplă destul de rar. Dar faptul că am trimis-o în București, a doua zi a venit persoana care ne-a infectat pe noi, pe mine și pe și familia mea. Dacă Dumnezeu nu trimitea mesajul respectiv prin faptul că acea persoană e fals pozitivă, mama mea probabil că ar fi fost mult, mult mai rău. Sau Dumnezeu știe ce și cum. Și ăsta a fost primul moment în care am simțit prezența Lui puternică și directă. După care, un lucru pe care l-am învățat e că avem tendința și am tendința, când lucrurile sunt grele, să te uiți în jurul tău, să te uiți la ce poți să faci tu, pe cine cunosc, ce doctor știu, cum reușesc să ieși de aici. Dar Dumnezeu te lasă și te coboară. Și când ești jos, atunci te ridică. Și vreau să vă citesc. Într-una din seri stăteam și eram jos. Nu simțeam aproape pe nimeni. Jos. Și am rugat Dumnezeu să-mi arate, să mă întărească. În 7 minute am stat cu Biblia și în 7 minute mi-a trimis 3 mesaje, la 2 minute, 3 minute, unul după altul, care pur și simplu am simțit că într-adevăr El e în control și că să stau liniștit. Primul a fost din Isaia: nu te teme, că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău. Am fost surprins, pentru că asta a fost mesajul pe care pe mine m-a întors la Dumnezeu acum mulți ani în urmă. După care, în Cronici: întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te înspăimânta. Am stat și următorul mesaj a fost: nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi, eu voi fi cu tine. Așa cum a fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Am vrut să împărtășesc mesajele astea cu dumneavoastră pentru că au fost foarte puternice. În momentul ăla am știut că, într-adevăr, trebuie să las totul. Sunt jos, dar El mă va ridica și va fi bine. A fost perioada în care am intrat în spital. Au avut grijă de mine tot sistemul așa cum este El. Am vorbit cu fratele Radu, am vorbit cu frații. Și am simțit prezența Domnului a fiecare zi.
Îi mulțumesc Domnului că am trecut pe aici. Îi mulțumesc că sunt sănătos. Urmează o perioadă în care să organizez o să se refacă. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și e o mare binecuvântare, un mare har pe care îl avem că suntem împreună. Să ne bucurăm, dar să ne bucurăm cu toată inima. Să nu venim în casa Domnului pur și simplu să stăm, pur și simplu să bifăm că am venit aici. Să venim și să ne bucurăm. Am simțit așa o mare nevoie când am intrat în biserică să îmbrățișești pe cineva. Am ieșit negativ, cu test negativ din spital. Una dintre părțile bune e că câteva luni probabil anticorpii sunt la un nivel foarte, foarte ridicat. Dar e mare, mare lucru. Vă mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să fie slăvit, binecuvântat și spun cu tărie că într-adevăr mă iubește și eu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât îl iubeam înainte de perioada asta. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Haideți ca în timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât aș suferi, starea mea va fi. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, când depărtate căi de-aș înnopta și o piatră căpătâi de-aș avea, tot fericit aș fi și-n vis aș glăsui. Vreau lângă Domnul meu să fiu mereu, când calea-mi voi sfârși pe acest pământ, voios când voi păși în cerul sfânt, atunci s-a împlinit al meu dor nesfârșit. Vreau lângă Domnul meu să fiu Domnul să fie slăvit. Mulțumim Lui pentru dimineața aceasta frumoasă de iarnă. Ne-a cernut Dumnezeu printre nori niște fulgi de zăpadă, să ne bucurăm de ei. Chiar dacă nu avem noi zăpada de la Tirol sau de la alte stațiuni, am avut bucuria să văd în zilele acestea o fotografie trimisă de un frate care lucrează chiar în Tirol și spune, în momentul când am ieșit joi seara, pentru că merge duminică seara din Krems până la Tirol și joi seara se reîntoarce, sunt vreo 400 de kilometri. Și să-mi iau mașina, nu mai găseam mașina, nu mai știam unde e, atâta zăpadă era. Acum ne-a dat nouă și nouă aici puțină zăpadă în dimineața asta, poate ne va da mai multă, dar mulțumim Domnului că tot ceea ce dă El este dar bun și desăvârșit. Și fie că noi ne temem, ne speriem sau nu, noi suntem încredințați că El ne iubește și tot ce face El pentru noi este un semn că ne are în dragostea sa, slăvit să fie El. Amin. Aș vrea ca din nou în dimineața aceasta să venim lângă cuvântul Domnului. De data aceasta din cartea prorocului Zaharia, este un pasaj scurt din capitolul 7, pagina 912, pe care aș vrea să-l citim. O să vă invit să ne ridicăm. Și cuvântul vorbește despre posturi și binecuvântări și spune așa:
În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este Chișleu. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer, pe Reghemelec, cu oamenii săi, să se roage Domnului și să întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez cum am făcut atâția ani? Atunci, cuvântul Domnului a vorbit, Domnul oștirilor mi-a vorbit astfel. Spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 40, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetățile lui din prejur și când și partea de miază zi și câmpia erau locuite? Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel, așa a vorbit Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Amin. Fie ca Domnul să binecuvinteze în inima noastră cuvântul acesta. Amin. Vă rog să luați loc. Cuvântul de astăzi este despre consecvența creștină și este un îndemn și o chemare la a fi consecvenți în viața noastră ca și credincioși, în viața noastră de umblare cu Dumnezeu, o chemare la consecvență creștină. Și așa cum am avut salutul bisericii cu ceva timp în urmă, din Filipeni, ultimul capitol, 4 cu 8, nu știu dacă vă mai amintiți de acel salut, care spunea, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin? Și lucrul acesta nu doar astăzi, nu doar într-o zi, ci dacă vreți, tot anul acesta, nu? Și până la sfârșitul vieții. Dar iată, pentru că suntem în prima lună anului, la început de an, un an pe care nu îl cunoaștem. Un an pe care nu l-am fi anticipat 2020 cu tot ceea ce a venit peste lumea aceasta și care a surprins și a tulburat omenirea întreagă și pe unii într-un mod atât de dramatic încât ei astăzi poate încă mai plâng pe cei dragi. Tot așa nici anul acesta, 2021, care ne stă în față, nu-l cunoaștem și numai Domnul cunoaște viitorul, dar ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi la a umbla în mod consecvent în viața de credință. Și cuvintele pe care le-am citit din Filipeni 4 cu 8 să fie pentru noi o împlinire reală și o trăire cu fapta, nu doar niște cuvinte din Sfânta Scriptură. Și Domnul să ne ajute să fim oameni consecvenți în umblarea cu El. Amin. Și vă spun lucrurile acestea pentru că, vedeți, perioada aceasta a făcut loc multor inconsecvențe și noi suntem ispitiți la tot felul de inconsecvențe și mai ales în viața de credință, în viața de slujire, în obiceiurile sfinte, în disciplinele spirituale, suntem ispitiți la o lăsa mai moale, la a orări, a face tot felul de sincope, la a expedia și a livra în loc de angajamentele scuzele noastre. Mă uit de multe ori când trebuie să ne întâlnim la grupe, că apar înainte de momentul întâlnirii tot felul de explicații și scuze. La un moment dat cu o grupă n-am reușit să ne întâlnim aproape tot trimestru datorită acestor sincope. Vedeți, suntem ispitiți în multe situații la a fi inconsecvenți și cuvântul de astăzi
vrea să ne încurajeze și să ne reamintească că noi suntem chemați să fim consecvenți sau statornici sau credincioși în lucrul și în calea Domnului, pentru că așa este Tatăl nostru cel ceresc. El este credincios. Unul dintre atributele lui Dumnezeu este credincioșia. Și dacă vreți să traducem cuvântul acesta, înseamnă consecvență, dedicare, statornicie. Aș vrea să ne uităm la textul nostru și dacă aruncăm o privire în contextul acestei cărți, despre care știm că este una dintre cărțile profeților mici, cele 12 cărți ale profeților mici, Zaharia este un profet post-exilic care a trăit cam în jurul secolului, începutul secolului 5, în jurul anului 500, pentru că în 586 au fost duși în robie Iuda cu Ierusalim, robia babiloniană, și s-au întors după 70 de ani. Și când s-au reîntors din robia babiloniană, un prim lucru pe care l-au făcut a fost să reia reconstrucția centrului spiritual care dădea unitatea și polariza și aducea împreună națiunea, și anume templu. Și acolo era locul închinării și ei s-au apucat să construiască templu, numai că așa cum a fost și ca în cazul lui Nehemia când au construit zidul, samaritenii au venit și s-au oferit să-i ajute și ei și au fost refuzați și s-a dovedit că de fapt oferta lor era un soi de cal troian pentru că au mituit consilierii regali și pe oameni i-au înfricoșat și construcția templului a staționat mult timp. Și apoi Dumnezeu a ridicat pe Zaharia, a ridicat pe Hagai, care au venit cu profeții de încurajare, mai ales pentru Zorobabel și Iosua, marele preot. Și liderul spiritual al națiunii și liderul administrativ Zorobabel și-au dat mâna într-o unitate absolut superbă, oameni ai lui Dumnezeu și oameni cu frica lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în puțin mai încolo, în capitolul 10, se vorbește despre capitolul 4, se vorbește despre cei doi măslini. Zaharia are mai multe viziuni și la un moment dat vede un sfeșnic și cu candele și cu un de lemn de aur și auriu și doi măslini. Și acești doi măslini îi arată în mod simbolic tocmai pe Zorobabel și Iosua, care sunt motivați și mobilizați pentru a continua, a relua lucrările la zidirea templului, măcar că era o interdicție generală. Vedeți, ei n-au zis să ascultăm de autorități. Da, e bine să asculți de autorități până când îți cer lucruri împotriva lui Dumnezeu. Da? E bine să fii supus autorităților până când intră în conflict cu voia lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au spus, chiar dacă v-au interzis reconstrucția, acum e momentul să vă sculați și să rezidiți. Și într-adevăr, delegația ostilă a primit refuz de la împărat, ba dimpotrivă, evreii au primit undă verde să poată să-și reconstruiască templul și într-adevăr l-au terminat și a fost o mare bucurie. Acesta este contextul în care Zaharia scrie cuvintele pe care le-am citit și ați văzut că acest capitol începe cu o preocupare pe care au avut-o cei din Betel. Betelul fusese un centru de închinare cândva, măcar că nu l-a lăsese Dumnezeu. Și acolo era o rezonanță istorică încă de pe vremea lui Iacov, care a luat o piatră și a pus-o și a zis, aici este casa lui Dumnezeu. Pentru evrei, locul acela avea o încărcătură deosebită. Și oamenii de acolo au trimis o delegație, niște oameni, să se roage și să întrebe pe preoți și pe prorocii Domnului. Și așa cum vedeți, și atunci era o infuzie de proroci, dar din atâția proroci, de fapt, unul singur era prorocul Domnului. De aceea, prin el a vorbit Domnul și spune aici, atunci cuvântul Domnului, versetul 4, mi-a vorbit astfel. Și Zaharia le dă răspuns. Care era problema lor? În toți acești 70 de ani, noi am postit, ne-am rugat, am plâns și în luna 5-a și în luna 7-a și mai aveau ei și alte posturi suplimentare despre care citim în 8 cu 19
postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea, postul din luna a zecea, se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voieșire, dar iubiți adevărul și pacea. Dar acestea erau niște posturi principale, mai ales cel din luna a cincea. De ce din luna a cincea? Pentru că în luna a cincea, în 586, fusese luat Ierusalimul, fusese cucerit, măcelărit și dus în robie. Și ei, în memoria acelui fapt, 70 de ani, în fiecare luna a cincea, au postit, au plâns și s-au rugat ca Dumnezeu să-i întoarcă înapoi în țara lor și să îi ierte. Sigur că mai era și postul în capitolul care l-am citit, din luna a șaptea, care amintea de stingerea ultimei speranțe lăsate în urmă de Nabucodonosor, și anume de Ghedalia, moartea lui Ghedalia ucis de Ismael, pentru că rămăsese un fel de administrator peste rămășița de oameni sărași și, care mai erau în Israel, și cumva rămăsese în legătură cu Babilonul, dar el fusese ucis și de fapt poporul fusese totalmente împrăștiat. Cu ocazia asta a murit și Ieremia, pentru că el a avut ocazia să meargă în Babilon, dar n-a fost hotărât și atunci l-au lăsat acolo. E bine, această chestiune îi frământă și spun, n-are logică. Noi ne-am întors înapoi din țara robiei, printr-un act absolut miraculos. Suntem aici de niște ani buni și noi în continuare ținem postul acela pe care l-am ținut 70 de ani pentru ca Domnul să ne aducă înapoi în țara promisă. Deja ne-a adus. Mai trebuie să ținem postul acesta, să mai mă înfrânez și să mai plâng în continuare? Și răspunsul pe care îl dă Domnul prin Zaharia nu este unul, da, faceți lucrul acesta, nu este unul, da, nu faceți lucrul acesta, ci le spune ceva diferit. Și totuși, din ceea ce citim aici și mai încolo, o să ne dăm seama că Dumnezeu apreciază faptul că ei postesc. Dumnezeu apreciază dedicarea lor, dar nu într-un mod tradițional, formal, ci recomandarea este, da, apreciez consecvența voastră, apreciez dedicarea voastră, dar atenție să nu transformați postul acesta într-o tradiție și într-o formă religioasă, ci postul acesta să vă ducă la o viață plăcută lui Dumnezeu și să vă apropie de Dumnezeu. Postul acesta, de fapt, este una, postul este una dintre disciplinele spirituale și în viața noastră, întotdeauna, când am luat zile de post, în mod sincer, am văzut că ne-am apropiat de Dumnezeu și a fost benefic. Postul amplifică puterea rugăciunii și viața de dedicare față de Domnul. De aceea este bine să avem zile de post, dar nu ca să fie doar bifate în calendarul nostru, sau poate că a venit cina și în vinerea cinei de regulă noi avem post, ci postul să fie un prilej în care noi în mod sincer căutăm pe Domnul cu credință, cu pocăință și ne apropiem de El în mod deosebit cu rugăciune. Și Domnul să ne ajute să fim dedicați și consecvenți în relația noastră cu El și în această disciplină spirituală care este postul. Vedeți, postul, biserica zice amin? Amin. Sunteți aici, da? Vă interesează subiectul, sunteți atenți, da? Telefoanele stingem acum, da? Dacă le avem așa, numai la urgență, în rest nu. Dragilor, vedem această dedicare a lor în ce privește postul, că nu este negată sau criticată. Dimpotrivă, Dumnezeu apreciază și spune mai încolo, va veni vremea când zilele de post se vor preface în zile de bucurie. De ce? Va veni mirele. Și aici este o profeție privitor la mileniu. Zice, câtă vreme este mirele, nu-i cazul să se postească, spune Domnul Iisus ucenicilor. Când va fi luat mirele, și acum încă mirele nu este cu noi, este doar spiritual prin Duhul, atunci da, puteți să postiți și e vreme de post. Dar atunci nu va mai fi cazul. Ei bine, vă spuneam că mesajul în dimineața aceasta este o chemare la consecvență, o chemare la a fi consecvent în viața de credință, o chemare la consecvență creștină, consecvență în trupul lui Hristos. Și aș vrea să punctez aici câteva chestiuni. Consecvență într-un comportament plăcut Domnului și consecvență într-un caracter cristic.
Vedeți, de la această dedicare a lor față de disciplina aceasta spirituală, aș vrea să luăm un principiu legat de consecvența în trupul lui Hristos. Da, noi suntem chemați la calea mântuirii, dar nu lăsați împrăștiați peste tot, ci Dumnezeu ne-a așezat în trupul spiritual care e biserica locală. Și în acest trup spiritual spune cuvântul că noi suntem ca niște mădulare într-un trup fizic. Ați auzit oameni care spun, îl iubesc pe Hristos și îl vreau, dar nu biserica. Îl accept pe Hristos și îl vreau pe Hristos, dar să nu spuneți de biserică. Nu se poate să ai un trup fără cap, da? Un trup fără cap nu merge, pentru că Hristos este capul bisericii. Și așa cum suntem noi imperfecți, sunt și alții imperfecți. În biserică înveți să arăți îngăduință, să arăți iertare. În biserică înveți să te închini Domnului, în biserică înveți cuvântul lui Dumnezeu. În casa Domnului înveți părtășia, ești provocat la slujire, la sfințire. Iată, în dimineața aceasta am fost chemați la pocăință. Nu degeaba a lăsat Hristos biserica, este invenția Lui, este creația Lui. Eu voi zidi biserica mea. Și în relația cu trupul lui Hristos, noi suntem chemați la a fi dedicați. Imaginați-vă că aduci, cum am văzut că se întâmplă la țară, aduci un grâu. Și grâul acesta, mă rog, e o cantitate mai mărecică, ți l-au dat cei de la asociație și zici, o să-l pun pe terasa aceasta de beton. Da? Și aici îl las până la primăvară. Merge? Nu merge. Pentru că vin rozătoarele, vin zburătoarele, vin umblătoarele și grâul dispare, nu? Dar dacă grâul acela l-ai pus într-un recipient, poate ai chiar un butoi de lemn, e foarte bun, acolo stă cu capac asigurat și îl poți folosi, îl poți măcina așa mai departe. Vedeți, această structură, oamenii spun, n-avem nevoie de organizații, n-avem nevoie de structuri, n-avem nevoie de forme. Ba da, Dumnezeu, Dumnezeu rânduielii, Dumnezeu, Dumnezeu ordinei, Dumnezeu înțelept în toate lucrările sale. Nu degeaba lăsa biserica locală, pentru ca tu să fii parte din trupul lui Hristos și mădular într-un loc în care primești și dăruiești și cu care să fie un gen de grup suport cu care să mergi înainte, pe calea spre cer. De aceea Domnul vrea să fim dedicați în biserica locală, nu la sincope și oareși când. Da? Spunea cineva, dacă toată biserica aceasta ar fi ca mine, ce fel de biserică ar fi aceasta? Știți de ce e aici biserică? Pentru că sunt oameni care sunt dedicați. Știți de ce putem să ne rugăm Domnului și avem atâtea ocazii și am avut, chiar am putut ține săptămâna de rugăciuni. Sunt biserici în care nu mai simt asemenea lucruri, pentru că nu sunt oameni care să... De aceea Dumnezeu vrea să fim dedicați în tot și cum spunea în textul din Filipeni 4:8, orice gând bun, orice faptă bună, orice chemare spre cer, aceea să vă însuflețească. Așadar, Dumnezeu vrea să fim dedicați și vrea să fim consecvenți, nu în mod sincopat, în ceea ce privește relația cu trupul și biserica locală. Și mă rog, frați și surori, ca să privim cu toată seriozitatea lucrul acesta, pentru că trăim o vreme în care, nu doar pandemia aceasta, dar poate atâtea forțe vin să ne dezlipească de legătura aceasta pe care Domnul a lăsat-o vis-a-vis de trupul lui Hristos, biserica locală. Auzeam mai de curând pe cineva spunând, noi suntem cumva superiori bisericii primare. Față de biserica, și era un pastor, față de biserica primare noi suntem deasupra. Noi am depășit nivelul acela, pentru că slava acelei de-a doua casă este mai mare ca slava primeia. Numai că a luat o expresie din alt context și l-a aplicat unde nu trebuia. Acolo se referea la templu. Și biserică în comparație cu templu, dar templu iudaic. Ideea era că noi suntem superiori bisericii primare. Nu, biserica primară este un model de devoțiune pentru toată biserica în toate veacurile. Acolo a fost prima iubire, acolo a fost focul dragostei din tâi. Acolo a fost puterea Duhului Sfânt și noi totdeauna trebuie să ne uităm la acel model. Nu formele neapărat. Atenție, formele pot să difere, dar spiritul bisericii primare. Și știți, era acolo, din formula fapte 2.42, erau cei patru stâlpi. Zice că ei stăruiau în ce?
În învățătura apostolilor. Unde se dă învățătura apostolilor? Oare nu în casa Domnului? Da, citim și auzim, dar aici este cu totul și cu totul special. Unde se, erau statornici și ei stăruiau în legătura frățească, da? O avem online, dar mașina face mult prea puțin decât realitate. Și slavă Domnului că încă casa, ușa casei Domnului este deschisă. E adevărat că biserica nu este locul acesta. Noi zicem, venim la biserică, adică locul unde se strânge trupul spiritual. Și acesta este locașul de închinăciune. Nu biserica sunt zidurile, ci biserica sunt oamenii. Venim la biserică acolo, pe degeaba am venit la biserică dacă nu e nimeni aici. Ce biserică e aceea? E, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii. Și vreau să punctez aici, când este cina Domnului, faceți o prioritate din venirea la părtășia casei Domnului și la cina Domnului. Cina Domnului este masa spirituală a familiei locale. Când se adună familia, expediem și livrăm scuze. Nu. Noi suntem acolo că ne bucurăm, nu? Ca să fim împreună cu familia, ce bucurie este. Da? Când vin toți la masă. Și atunci e momentul când noi ne consacrăm în legământ, când noi anticipăm cu bucurie ziua când vom sta la masa cerească. De aceea, biserica primară era dedicată, consacrată și stăruia în frângerea pâinii și în rugăciuni. Da? Stăruia în rugăciuni. Domnul să ne ajute să stăruim în rugăciuni și în casele noastre și să începem, așa cum vă spuneam, să construim altare de rugăciune. Soția mea spunea, știți, în sâmbăta din Săptămâna Națională de Rugăciune ne-am rugat pe familie, dar cei care n-au avut ocazia s-au rugat doi câte doi. Zice, m-am rugat cu o soră și așa bucurie am avut, măcar că ne-am rugat la telefon. Dar poți să te rogi chiar acasă cu cineva din casă, cu copiii, cu soțul, dacă nu sunt, măcar cu cineva să te rogi la telefon. Și tot este un câștig. Stăruiau în rugăciune și, dragii mei, să nu stingem rugăciunea. Noi putem să întărim și să încurajăm rugăciunea chiar prin participarea noastră cu voce tare la rugăciunea publică. Pentru că această rugăciune în biserică și formă de rugăciune este menită, este parte din închinarea noastră în corpore comună înaintea Domnului, dar și să fie un element de întărire a rugăciunii personale și de îmbărbătare generală. De aceea vă încurajez să îndrăzniți să vă rugați câteva cuvinte să spuneți Domnului și este foarte bine și pentru tine și pentru alții. Și Dumnezeu să ne ajute să stăruim în acești patru stâlpi, în aceste discipline spirituale, în legătura frățească, în învățătura apostolului, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Vedeți, biserica este chemată de Domnul ca în ea Hristos să fie glorificat și Domnul să fie cinstit și oamenii să se închine. Și noi suntem chemați să fim dedicați și consacrați în trupul lui Hristos. Mă rog, dragii mei, ca anul 2021 să nu fie un an când să mergem pe spiritul pandemiei de slăbire a relațiilor și de părtășiei, ci dimpotrivă, chiar dacă nu știm ce va urma cu această pandemie, dar noi să fim dedicați, pentru că încă este ușa casei Domnului deschisă, și să fim dedicați în trupul lui Hristos. Și chiar dacă n-am putea să fim aici, noi tot putem să fim activi în trupul lui Hristos. Har Domnului că putem să fim. Dedicarea acestor oameni în acești toți 70 de ani de post ne spune nouă că și noi suntem chemați la dedicare, ca și creștini să ducem o viață dedicată Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute să creștem în dedicarea aceasta și în consacrarea aceasta și în consecvența aceasta în viața noastră de credință mai mult anul acesta decât anul trecut. Doamne ajută-ne și Doamne dă-ne putere și dorință sfântă. Amin. Vă spuneam, chemare la consecvență și fii un creștin consecvent nu doar în trupul lui Hristos, dar și într-o trăire, într-un comportament plăcut Domnului. Observați, Domnul le spune, da, voi postiți și bine faceți că postiți. Nu faceți rău. Chiar dacă tema și obiectul postului s-a schimbat, că voi nu mai trebuie să vă rugați și să plângeți ca să vă aducă Domnul înapoi în țară, că v-a adus deja. Atenție, voi puteți să folosiți postul acela pentru alte cauze
pentru că aveți încă lucruri de rezolvat în ce privește comportamentul. Zice, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul, să nu asupriți pe văduvă și pe orfani și pe străini și pe sărac. Vedeți, elemente legate de comportament. Fii consecvent într-un comportament plăcut Domnului, pentru că dacă noi auzim aici o mulțime de lucruri frumoase și cuvinte duhovnicești, îndemnuri duhovnicești, gânduri din Scriptură, dar noi nu le transpunem în trăirea noastră și ne limităm doar cu auzirea, fără să devină niște convingeri și niște trăiri, puțin lucru, puțin lucru și aproape că degeaba. A venit și a plecat fără să cauți să împlinești, intră și te pune pe un proces mai curând de împietrire, așa cum s-a întâmplat cu preotul și cu levitul, care au auzit atâtea ori lucruri frumoase, dacă n-au trecut pe lângă un bine nefericit, nu l-au băgat în seamă. A venit un străin și l-a ridicat din nenorocirea lui. Dragilor, Dumnezeu vrea ca anul acesta, și le spuneam și frații în comitet, chiar începând din ziua aceasta, și ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să știm cum să împletim dreptatea și adevărul pe de-o parte, împreună cu îndurarea și bunătatea. Pentru că așa spune aici cuvântul care l-am citit, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu îndurare unul față de altul. Iar în capitolul următor se reia din nou ideea și zice în 16-17, fiecare să spună aproapelui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Vedeți, în ceea ce privește comportamentul, noi uneori suntem, dacă în mod sincer vrem să împlinim cuvântul acesta, tentați să mergem cu adevărul și cu dreptatea și chiar să o aplicăm mai curând celorlalți. Da? Dar Domnul, când vorbește de adevăr și de dreptate, noi nu putem să scoatem adevărul și să impunem un comportament drept altuia, ci mai curând nouă. Da? Aici este provocarea cea mai mare. Faceți dreptate și umblați în adevăr atât cât ține de voi, dar arătați bunătate și dragoste și, sigur, mărturisiți adevărul. Noi suntem chemați să mărturisim, nu minciuni dulci, minte-mă frumos, da? Minte-mă frumos. Nu asta este, nu asta e corect și cinstit, că Dumnezeu e Dumnezeu al adevărului, dar și al bunătății. Noi suntem chemați să mărturisim adevărul, dar cu dragoste, cu călăuzire și la momentul potrivit, pentru că atunci El își va face lucrarea. Când suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care este bunătate și iubire, adevărul acela își va face lucrarea. Altfel, ne trezim că ducem un schelete. Un schelete, da, ca un adevărul. Structura, zice, stâlpul și temeia adevărului este biserica. Dar dacă e doar numai adevăr, fără dragoste, oamenii fug de scheleți. N-au treabă cu ei. Da? Doar îi studiază pe la medicină, dar în rest... Însă, dacă ne ducem doar cu bunătatea și cu mila, fără adevăr, facem ceva doar pentru lumea aceasta, doar pentru aici și mai încolo. Adevărul îi ajută pe oameni să vadă lumina, îi ajută pe oameni să ajungă la rezolvarea problemei și cea mai mare problemă a omului este împăcarea cu Dumnezeu. Și împăcarea, pentru că ați văzut aici, zice, în vederea păcii, împăcarea cu aproapele. Dumnezeu vrea să împletim adevărul și dreptatea cu bunătatea și mila. Și frați și surori, să ne rugăm Domnului, Doamne, ajută-mă să am înțelepciunea și călăuzirea, să știu cum să împletesc bunătatea și mila cu adevărul și dreptatea. Nu să cad într-o extremă sau în cealaltă, nu să fac doar una sau cealaltă, ci să le împletesc pe amândouă în călăuzirea ta și în felul acesta eu să trăiesc având un comportament tot mai plăcut ție. Acest comportament plăcut Domnului este voia lui Hristos ca să fim consecvenți în El și nu din când în când. Din când în când, când ne convine, când ne este bine, când nu ne este bine și să fie așa un fel de alternanți. Da? Domnul să ne ajute ca în anul acesta să fim consecvenți într-un comportament plăcut Domnului. Și sigur, vă spuneam, mai este aici
exact finalul versetului 10, care spune: și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Și de asemenea este reluată ideea și în 17 din 8. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva fratelui său și să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate aceste lucruri eu le urăsc, zice Domnul. Vedeți, Dumnezeu vrea să fim consecvenți într-un caracter cristic. Dacă formele și ritualurile și închinarea și ceea ce se face în casa Domnului și învățătura și rânduiala și toată această organizare, care este sănătoasă, e bună, atâta vreme, sigur, când vine din convingeri și este scripturală și nu este doar o tradiție adăugată omenească, dacă aceasta este una care e înaintea oamenilor și poate e ocazională, nu? Iată, doar duminica mulți suntem aici. Comportamentul nostru este o reflectare a ceea ce știm. De aceea Petru spune să unim cu credința fapta. Da? Să unim cu credința fapta. Dacă se face o fractură, tot degeaba. Dar atenție, fapta și comportamentul trebuie să aibă izvorul în niște convingeri profunde în caracterul nostru. De altfel, ceea ce noi vom lua când vom pleca în veșnicie este caracterul nostru. Da? Pentru că lucrurile acestea vor rămâne aici. Ceea ce s-a format în noi, în chipul lui Hristos, aceea vom lua cu noi în veșnicie și caracterul nostru este suma acelor trăsături pe care Apostolul Pavel le numește roada Duhului Sfânt din Galateni 5:22. Aici este caracterul cristic. Domnul Iisus a fost plin de Duhul Sfânt și a avut din belșug aceste trăsături în viața lui. Și Duhul lui Dumnezeu dorește ca același lucru să îl avem și noi și să fim consecvenți în trăirea într-un caracter cristic. Nu am răbdare până când, nu? Stai puțin să mă dezbrac de haina pocăinței și după aia mă îmbrac iar. Sau mai spiti peste firea omenească. Și de multe ori noi avem probleme cu înfrânarea. Da? Înfrânarea este ca un sistem de frână la mașină. Da? Dacă nu ne înfrânăm și nu știm să ne înfrânăm, avem mult de suferit. Și noi și cei din jurul nostru. Și înfrânarea aceasta vizează multe domenii. Da? Nu doar fizicul nostru. Da? Înfrânarea aceasta vizează, de pildă, pofta ochilor. Ochiul nu se mai satură văzând și urechea auzind. Dacă o să ne uităm pe telefon, există o aplicație care îți arată cu niște bare verticale câte ore ai stat în fiecare zi. Da? Ca să dau un exemplu. Da? Sunt multe domenii ale... anul acesta Duhul Sfânt ne pune în fața acestui caracter cristic din Galateni 5:22. Și este datoria noastră să ne uităm unde avem nevoie să creștem. Și acolo unde suntem poate mai tari. Dumnezeu vrea să rămânem în continuare și să creștem, că e loc de creștere oricât. Nu să dăm înapoi și să slăbim. Iubiților, textul nostru spune, vedeți, dacă faptele noastre vin din adâncul inimii noastre și din caracterul nostru, suntem pe direcția bună, pentru că zice, niciunul din voi să nu gândească rău. Acolo nimeni nu intră în gândurile noastre. Doar Duhul lui Dumnezeu și noi. De aceea spune psalmistul în psalmul 65:17. Dacă aș fi gândit lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. El știe și ce gândești în inima ta și ce ai acolo. Vrem să fim ascultați. De aceea spune Apostolul Pavel, Doamne, orice gând eu vreau să-l fac rob ascultării de tine. Pentru că eu cum gândesc, așa vorbesc și cum vorbesc, așa făptuiesc și cum făptuiesc, așa trăiesc. Și cum trăiesc, așa merg veci. Acolo, în interior, este creuzetul caracterului. Acolo, de acolo, iese în afară. Și caracterul nostru, care nevăzut, se arată în afară. Și dacă se arată în afară doar o imitație a ceea ce e frumos și nu este în interior, se rupe filmul la un moment dat. Și
Uneori chiar pe pământ oamenii au ocazia să dea pe față ceea ce au ascuns o viață. Dacă însă în caracterul nostru și în intimitatea aceea unde numai Dumnezeu vede, este lucrarea Duhului Sfânt, El va continua să strălucească și atunci când noi nu mai ținem fruiele și mai ales atunci când vom pleca în veșnicie. Iubiților, anul acesta 2021, cuvântul Domnului ne cheamă să fim consecvenți în caracterul cristic, să nu dăm înapoi, ci să creștem în asemănarea cu Hristos. Amin, biserică! Și această chemare la consecvența creștină este o chemare pe care Duhul Sfânt o face și ție și mi-o face și mie. Și suntem chemați să ne cercetăm, am fost eu și a fost Domnul mulțumit de mine. Pot să stau înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, ești mulțumit? Și Domnul să spună, da, ai biruit, știți cum zice cântarea. În ceea ce privește consecvența în trupul lui Hristos, în ceea ce privește consecvența în comportamentul meu, acolo unde văd oamenii și unde nu văd oamenii, în casa ta și între semenii mei, pe stradă sau în familie sau în biserică. Eu sunt chemat și noi suntem chemați ca anul acesta să fim oameni consecvenți în ce privește caracterul cristic. Așadar, această chemare la consecvență, Duhul Sfânt ne-o face din nou astăzi. Și Dumnezeu să ne ajute, iubiților, ca cuvântul pe care l-am auzit astăzi să-l trăim și să ne uităm în fața noastră necunoscutului acestui an în care nu știm ce se va întâmpla. Că noi mergem cu consecvență crescând în trupul lui Hristos, în comportamentul plăcut Domnului și în caracterul cristic. Și în felul acesta bucuria, pacea și entuziasmul că suntem ai lui Hristos și că puterea și harul Său ne însoțește și înaintea noastră întâlnirea cu El este o nuntă. Va fi pentru noi o realitate și nu doar o poveste sau o poezie care scriu alții. Și în același timp se va vedea în viața noastră și în jurul nostru și în casa lui Dumnezeu și roadele. Doamne, ajută-ne la aceasta, ajută-ne să fim oameni consecvenți în viața noastră de credință și în umblarea noastră cu Tine. Și aș vrea să ne apropiem de încheierea acestui timp, cerând Domnului în cercetare sfântă fiecare după cum simte în inima Lui și cum i-a vorbit Domnul, într-o rugăciune. Și dacă sunt lucruri de mulțumit, dacă sunt lucruri pentru care să ne pocăim și dacă sunt lucruri cu care să venim înaintea Domnului cu cereri, haideți să o facem fiecare în rugăciune înaintea Domnului. În momentele următoare ne ridicăm și pentru câteva momente în liniște ne vom ruga Domnului fiecare dintre noi și fie ca harul Domnului să fie peste noi. În liniște, pentru câteva minute ne rugăm lui Dumnezeu cu toții. Te slăvim, Doamne, și binecuvântăm harul Tău cel mare, prin care ne-ai chemat la mântuirea Ta și ne-ai chemat la un destin veșnic inexprimabil de glorios și de măreț. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi, prin harul Tău, ne-am putut închina în casa Ta și aici împreună cu frații și surorile noastre, unde Tu ești prezent. Îți mulțumim că Tu asculți rugăciunile, îți mulțumim că Tu lucrezi în viața noastră, mulțumim că vedem mărturii ale harului Tău. Doamne,
Vrem ca și anul acesta în care am pășit să continuăm să creștem în Tine și, Doamne, dă-ne putere să fim consecvenți în trupul Tău, cu ceea ce Tu ne-ai dăruit, cu ceea ce ai pus în noi și ajută-ne, Doamne, să fim unii care aducem zidire și creștere și nu altceva. Binecuvântă biserica aceasta cu consecvență în chemarea pe care Tu ai dat-o să fie sare și lumină și dă-i bucuria, Doamne, să Te vestească pe Tine și deschide Tu uși de slujire și de mărturie și binecuvântă, Doamne, viața noastră cu puterea de a fi consecvenți în comportamentul nostru, în toată trăirea noastră văzută și nevăzută de oameni. Doamne, ajută-ne să trăim frumos ca în timpul zilei, să unim cu credința fapta și să fim oameni care să împlinim și să aducem roade în credința pe care Tu ne-ai dat-o. Și ceea ce auzim să nu treacă și să rămână, să se piardă, ci să fie o sămânță care să aducă rod în viața noastră. Doamne, dă-ne putere ca să creștem în caracterul lui Hristos, în omul din lăuntru și în felul acesta să devenim tot mai asemenea Ție. Și în felul acesta Tu să Te bucuri de noi și să se oglindească chipul Tău în viața noastră. Să fim oameni de caracter, oameni de cuvânt, oameni a căror bunătate și credincioșie, a căror viață să fie abundată de prezența și roada Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, Te rugăm pentru aceia care au sincopat și au slăbit și s-au îndepărtat de această consecvență creștină. Te rog, cercetează-i Tu și adu-i din nou la umblarea și la credincioșia Sfinților. Binecuvântă, Doamne, biserica aceasta cu harul de a rămâne credincioasă și consecventă Ție și chemării Tale. Și mâna Ta cea bună să fie peste noi. Îți mulțumim că în brațele harului Tău ne încredințăm și suntem în siguranță. Și Tu ești credincios și vei împlini după bunătatea Ta mai mult decât îți cerem sau gândim noi. A Ta să fie slava și onoarea Tată, Fiule și Duhului Sfânt de acum și până în veci. Amin. Păstrează-ne în harul Tău, păstrează-ne în harul Tău, păstrează-ne în harul Tău, bunul nostru Dumnezeu. Amin, amin. Domnul să ne însoțească cu harul și binecuvântarea Lui. Adunarea este liberă și nu uitați, seara la ora 5 avem un timp de rugăciune pe cauze. Domnul să fie și să rămână cu noi. Amin.